Cei trei pui de lup care s-au născut în captivitate la grădina zoologică nu ies încă din cușcă și sunt atenți supravegheați de angajați, dar și de părinții Maia și Mateo. Copiii sunt nerăbdători să-i vadă și le-au pregătit deja nume. Ce nume le-ai pune tu? Păi, dacă ar fi o fată, femelă, i-aș pune numele Bela. Și la băiețel? La băiețel, Bobby. Tu ce nume le-ai pune la puii de lup? Eu i-aș pune la fată Lesi și la băiat Bobby. Ce-ți place mai mult? Care îți plac cel mai mult animalele de aici? Lupii. Rocky și Puffy. Așa ca și animale, care îți plac mai mult în grădina zoologică? La ce te uiți tu cel mai mult? La urși. Micuții au nevoie în prezent de o atenție specială și sunt monitorizați permanent de personalul grădinii, pentru că nu pot încă să-și deschidă ochii și nici să părăsească vizuina. Sunt trei, sunt negri, sunt mâncăcioși, deocamdată pofticioși și pierd în suflet să, așa, să crească frumos și sănătos. Cam cum trebuie să vor ieși afară ca să-i fie adică? Eu sper că am 14-21 de zile să ies afară. Maia și Mateo nu sunt singurele animale care au devenit părinți în ultima perioadă. Trei pui de raton și un ponei, fiind și ei membrii noi ai grădinii zoologice. Când a venit pe lume poneiul? Acum o lună de zile. Și e o atracție așa pentru copii? Da, sigur că da. Ce mănâncă el în perioada asta sau ce program? Dimineața le dăm o masă cu granule, cu mere, cu morcov, pâine. După aceea fân, apă, să fie tot timpul prospătată. Grădina zoologică din Râmnicu Vâlcea se întinde pe o suprafață totală de peste 4 hectare și deține o mare varietate de animale care provin din zone precum America Centrală și de Sud, Europa, dar și din Africa și Australia.